idee că bă, și naiba să bă, ce naiba caută în pușcării? Bă, tu ești nebun? Bă, iar am ajuns la Buleu? Bă, ai sta. Mihai! Ce dragul meu? Bă, unde ești? Lângă tine, cred. Bă! Văd un tablou de la mare. Așa ne-a băgat la pușcărie, bă. Cred că am făcut la tine ăla normal. Bă, dar și secția asta, unde? Cred că știi unde. Bă, nu, nu cred. Ce, cine ne-a prins? Emi. Bă, mai ai buletinul cealaltă fals, nu? Da, da, ni l-a luat. Na, belea. Ce facem noi? Bă, cum plec? Aoleu! Băi, viața! Viața! Cum e aici? Oare cum să fie? Mai rău! E foarte rău! Vă dau apă și mâncare! Da, în coac, și așa ne-o foam, nu mai pot. Eu nu vreau nimic de la tine, marș! Vezi că vin cu paștul la tine, ai grijă! Dar de cine ați băgat la pușcărie? Ce am făcut? Lasă că vă spun după asta, că înainte să vă transferăm în altă secție de poliție. Hă? Unde? Unde duci? Bă! La altă secție de poliție, de acolo, la secție de poliție, la Jerava. Și la Jerava unde? La desert. Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Bă, Mihai! Mihai? Zi-mă, zi. Nu vreau să mă duc acolo, dacă ai și acolo. Lasă că găsim noi o soluție. Care treaba? De ce ai venit iar? Așteptăm să vină decizia câți ani de pușcărie aveți, păi plecăm. Mai stați aici, încă o oră. Dar de ce ne-ați luat buletinele? Hă? Vreți să vă spun ceva de buletinele, sere? Da. Adică am să stați din gore. Nu, spune acum. Dar tu nevoie să pe ce crezi că păcălesc cu buletinii serii 2? Cum păcălim? Că sunt buletinii noastre originale. Cum să păcălim? Vezi că seria din buletin nu va aparține cu seria normală din buletin. Cum? Cum adică? Azi cum să aflați? Bă, dacă îți trag una, fii încoace. Cum sunt coincide? Nu se coincide. Bă, mă enervez. Acum azi cum mână... Ce bă la el? Îți dai una de spate și la de aia din față. Eu știi că eu am buletinul tău, nu? Eu știu cine ești tu. Mă adică taci. Știu, nu mă interesează dacă știi. Vino în comentarii. Bă, Mihai! Că ești un bascaliu de la... Am înfundat și mă enervez. Nu? Îți dragi barba aia, de fapt, chele gură. Nu? Dar vrei să te lăs pe omul ăla, să pe domnul Mite, că se va... Să te omoare cu pistoare? Că așa că vei avea de gând să vă omoare. Hai singură. Aoleu. Se mă moare. Hai să tot să vină de la procuror, de la judecător. Arestarea să mai mișoare aici pe ei. Da. Tu te leacă părăsos, că am de vreo ceva cu ei doi. Mihai. Bă, Mihai. Să știți din gură la mândoi, da? Ce? Să știți din gură. Că am bă, echipa oricum cu noi. Dar ce să știm din gură? Nu avem și noi drept la opinie mic? Sau vreți să fiți liberi? Nu mă interesează. De ce ne-ai băgat așa pe nedrept? Hm? Nedrept? Da, da. La bancă, spate. Unde? Fugă de poliție? Cum? Noi, nu noi am fost. Păi? Îți zbor creierii aia, când ies de aici te omor eu. După aia mă omor și eu. Face-mi pariu, că frate-te plânge. Da? Vezi că frate-te plânge. De ce se plânge? Și tu și el, că vă omor pe amândoi. De ce se plânge? De ce se plânge? Hai, vine odată mașinișeră, vine. Mai ales tu, milițiene. Hai că vreau să plec odată de aici. Băi, dacă nu știi vorba aici, nici nu am timp să mă duc până sus, că... Hai, du-te odată. Du-te. Bă, Mihai. De cum de știe Iemi că tu ești Mihai?
ce eu ceva? Mi-a arătat un filmuleț. M-am oprit că ieri. Când mi-am luat o mașină, știi? Și de ce nu ne-ai spus? N-ai fost, ai fost plecat... Ai fost plecat din oraș. Mă știi cu treaba ta, care ai avut-o înainte. Cum? Și noi n-am făcut fuga aia de poliție? De ce nu ne-ai spus atunci? A fost prea... Părinte să spun, când am văzut că facem accident, am vrut să spun atunci, dar... Mhm. Nu s-a nimerit. Mi-a arătat un film. Trebuie să-mi spui. Știi că mi l-a omorât cu taică-mi. Care e numele tău adevărat? Cum? Care e numele? Adică? E de bătinul care aveți acum. Costică, așa. Costică sau Marcos? Marcos, cine-i Marcos? Eu sunt Costică, nu sunt Marcos. Nu? Bun. Hai că nu-i colegul. Aici o să aveți 10 ani de pușcărie amândoi. Între 10 ani și 12 ani. Bă. Ochilaristule, îți dau una de... O să vii să trebuie o să... Tu pun niște cătuși la mână și la picioare, brățări. Ok. Hai, pune că vreau să plec odată de aici. Vrei să la dumneavoastră? Colegul? Ne-o pus iar cătușă. Iar m-a dus și iar la mitit de casă, mai trebuie mie acum. Bă, stai că am uitat ceva. Am uitat ceva, că am ceva. Am uitat că am ceva la mine, am ok. Să încerc. Hai să mă vad, cumva să... Aoleu. Cum s-a întâmplat nimic? Ce, gata, a murit polițistul, a? Aveți voi o aparatură comentez? Foarte bună. Comentez? Nu comentez. Zic. Că e adevărat, nu? V-a supărat adevărul, a? Eu am zis, nu, vă scrie. Când o să scăpați voi, când o să scăpați, spui adevărul care ți-am vorbit noi ieri, da? Am văzut, i-am zis. Am rușit. Pe unde am întâlnit cu tine? Și mi-a arătat ceva. Un altceva. Bun. O să vă duc la mașină. După aia mergem mai departe. Ok, haide. Haideți. Aoleu. Cum? Hai că venim după tine. Eu lăsa că eu am lansul după mine, că vă țin cu lansul. Hai. Stai spatele lui. Da? E cheia asta. Hai să mergem. Haideți odată. Nu mai comentați. Ce? Cum comentăm? Cu aia deschis, da? Mi-e scară, 1-2. Hai, cum ești noi? Avem lanțurile astea așa de grele. Crezi că așa de ușoare? Ia, pune-l de tu. Vrei să te le pun și tăi? Și vezi, și frumoasă. Cu asta mergem? Cu asta mergem, că după încă e... Haide. Stai că vreau să mă pun în spate. Vreau în spate. Stai că vreau în spate ca să mă urc. Așa, așa. Hai. Bă. Să deschizi acele. Să intre deschizi, știi? Că aș avea un plan. Dar nu știu dacă nu ies sau nu. Acum atragi din gură, deschide. Încearcă să deschizi. Portieră. Nu, bă. Cătușele deschide-le. Încearcă. Ți-am desfăcut și ție. Eu ne-am desfăcut deja, lasă. Eu gata, nu-și face. Da, unde ți-i colegul? Spate. Ha? Ha? A, acum îl văd. A, și iară plecăm, iară. Cum 10 ani? Pentru asta 10 ani? De ce 10 ani pentru... De libertate mă refer eu. De libertate. Ce? Am pus ceva la cale, tai sigură. What? Să nu intrați la pușcărie. Eu nu înțeleg. De dat ceva... sumână?
E cred că e că dus de acasă, cred că. Că tu-l mai, tu-l știi mai bine. Polițist în NBA. Știu, știu, ne-ai spus. Și încă sunt, văd, și m-au urmărit șefii mei, băi, poliții. Am înțeles. Și mie știi să bagă părere. Nu e polițist, este din NBA. Și vrea să-l omoare pe Mitică. Bă, trebuie să facem cumva ca să-i vedem, nu mă interesează. Știi? Okay. Și pe mine. Da, poate, găsăm ceva. Îți dai seama dacă ne-ar ieși ceva în cale, fai de capul meu. Plex, nu mai stau. Nu mai... Da. Ai numărul meu telefon, da? Da. Ne auzăm la telefon când să fugiți, când să scăpați. Hai. Eu mă opresc aici și mă duc fac treaba mea, voi vedeți ce faceți. Aveți grijă. Vă zic că eu am închis toate microfoane la masă, camere... Tot. What? Hai da, facem asta pentru totdeauna. Da, așteaptă, așteaptă, leacă. Că am văzut ceva, am văzut ceva fix lângă. Bă, coboară acum! Bă, bă, mașina asta! Urcă! Bă, urcă odată! Colegul, tu de la secția de poliție, că nu mai avem treabă. Bă, și cu mașina asta, bă? Bă! Bă! Tu te... Bă, și nu trebuie nici mașina asta, bă? Bă, muri cu mașina asta! E micre... Asta e viața, nu mai mă întorc. Că fix încolo începe noi. Așa că... Bă... Cred că e meu vrut ca să-i las mașina asta aici. Bă, încerc să o iau cu ea, dar nu pot. Uite o leacă. Bă! Bă, tu ești nebun? Bă, poți să o conduci tu? Ia stai. Dă-l repede. Hai, hai, hai. Hai, dă-i, 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 urcă, urcă. Ia încearcă tu. La mine e la urcă foarte tare. Dă-i, 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 dă-i. Acum cât putem? Nu, mă. Vezi că ținem că e mai cu noi? Deci crezi că... Ceva au pus el la cale. Crezi că e... Nu, 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 nu. Ai grijă cum o e pe aici, poate iar ne izbim. Bă, bă, să nu izbim în capul ăsta de pune! Bă, tu ești nebun! Nu e sănătă. Bă, tu ești nebun, nu mai izbim mașina asta! Și așa e vechi! Bă, cu tine nu mai am ce... Bă, dă-i o dată, și cu mașina asta, bă! Ne-o dat și eu o mașină așa de vechi? De fapt, e furată asta! Asta e furată, nu știu, era cineva acolo și sunt în benzinărie. Nu știu! Bă, dă... Bă, știi, tu-ți conduci mașina asta fix ca mine. Bă, arcuri, suspensele nu-s bune. E o pe aici. Este un drum, este drumul ăsta aici. Asta aici? Aha, aha. Bă, bă! Bă, nu e sănătos. Știu undeva... Bă, oi, o lăsăm undeva pe aici și plecăm. Bă, las-o aici. Las-o naiba în mijlocul drumului, nu mă interesează, fugi. Hai că am eu o idee. Vină-ți pe mine. Am o idee. Numai acum să nu mai găsați poliția. Hai după mine. Să arăt eu unde. Am eu ceva aici, o așezare. Bă, dar și greu leargă. Bă, numai poliția să nu văd. Bă, da, nu știu eu cu mașina asta, dar asta e viața. Aici, aici, aici. Intră pe aici, pe lângă gard. Așa, așa. Vin cu-a. Aha. Trebuie să arăt imediat unde. Uite aici apartamentul ăsta. Uite fix aici. Aici stăm deocamdată, da? Până se mai potolește situația și după aceea o să mai vedem noi. Dar ai vorbit ceva cu Emi, că am văzut că s-a schimbat dintr-o dată. Ha? Emi vrea să rămurăm. Emi vrea să rămurăm pe Mitică. Te de ce? Că nu e fratele lui real. Este de fapt fratele lui adoptat. Adică Emi este adoptat de tatăl lui. Cum, naiba, și... Adică... Stai, oleac, stai, stai, oleac, 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 oleac. Nu a spus că-s frați gemeni? Așa a spus. Nu a spus, dar a spus să se bagă perile.
Înseamnă că clar treaba. Mitică, să-ți dau o veste, Mitică mi l-a omorât pe tata. Da? El? Da? Da, nu a fost poliția, a fost el. Dar de ce nu l-a omorât el? Nu a făcut. Nici cauză. Vrei să-ți arăt filmarea? Nu vreau, spune-mi mai bine, nu vreau să văd care treaba. L-a atras, știi, dacă știi vila asta din București, cea mai mare vilă și cea mai luxoasă. Cred că știu ceva de ea. E o vilă mare. Aia a fost salutată. Mi zic că la fraierii se semneze, să ia el vila și după aia a pus un sniper să-i tragă, să-l omoare. Aula, na. Da, și l-a omorât. Pentru o vilă? Pentru vilă, pentru mai multe. El, na. Tata a vrut să investească foarte mulți bani în mai multe firme. Na, să facă spărături, să facă spărări de bani, mai multe. Bă, și bine că avem poliția de partea noastră, dacă ai zis tu așa. Avem poliția de partea noastră, dar ideea că nu știu cum facem să-l găsim pe Neamitic. Neamitic că ai văzut că are securitate bună acolo. Nu știu cum facem noi, dar o să vedem. Na. Bă, acum nu știu cum mai este apartamentul ăsta aici, că e 10 ani mai stat. Nu știu, nu știu cu trotuarele astea, sunt cam mari așa, abia poți să urci pe ele. Da, băi băieți, cam atât cu acest episod, să dați voi un like, un subscribe și ne revedem într-un nou episod pe canal. Pa, pa!